fața lui, a avut timp să, să pregătească șutul, e drept, distanța era cam mare, însă așa apar unele dintre golurile foarte spectaculoase din tentative temerare. Acum Radunovic către Târnovanu, Târnovanu trimite direct la Câmpanu, care scapă mingea afară. Câmpanu revenit pentru a doua parte a sezonului la Universitatea Craiova, după ce a fost împrumutat la Universitatea Cluj. În direcția inversă s-a deplasat Ante Robulici. Rebune Radunovic de la margine, suporteri de toate vârstele până această seară pe arena națională. Chiricheș n-a avut probleme în această seară cu atacanții Universității Craiova. Octavian Popescu nu foarte inspirat aici. L-a lăsat pe Pățână să